pot să fac un top al cărților de dezvoltare personală preferate, așa că m-am gândit să fac o serie de vloguri în care să vă prezint cărțile de dezvoltare personală pe care eu le-am citit și să vă spun care mi s-au părut cele mai interesante, pentru că sunt convinsă că dacă aș face un top ar fi valabil probabil acum și peste câteva luni, când o să mai adaug câteva cărți în palmares, o să se schimbe, așa că ar fi irelevant. Așa că astăzi o să vă prezint trei cărți de dezvoltare personală ale acelui așa autor. O să vă vorbesc azi despre Don Miguel Ruiz, căruia am citit aceste trei cărți. Una dintre ele este, în momentul de față, una dintre cărțile mele de dezvoltare personală preferate. Și aceea este Cele patru legăminte. Și vreau să vă citesc un pic din ea, și anume finalul, ultima pagină, rezumatul practic întregii cărți. În cartea este vorba, și Don Miguel Ruiz de fapt promovează învățămintele toltecilor, care sunt un popor străvechi. Finalul cărții este exact cu cele patru legăminte comprimate cumva. Primul legământ este: fiți impecabil în tot ceea ce spuneți. Și le explică un pic: nu rostiți decât adevărul, nu afirmați decât ceea ce gândiți cu adevărat, nu folosiți cuvinte pentru a jigni sau pentru a bârfi, lucru valabil inclusiv pentru voi. Aplicați puterea cuvântului în sensul adevărului și al iubirii. Al doilea legământ: nu luați nimic la modul personal. Nimic din ceea ce fac alții nu are vreo legătură cu voi. Tot ce afirmă și tot ce fac ei este proiecția propriei lor realități, a propriului lor vis. Dacă deveniți imuni la opiniile și la acțiunile celor din jur, nu veți mai fi victime ale unei suferințe inutile. Al treilea legământ: nu faceți presupuneri inutile. La asta am avut foarte mult de lucrat. Căutați în voi curajul de a pune întrebări și de a exprima ceea ce doriți cu adevărat. Comunicați cu cei din jur cât mai clar cu putință, evitând astfel neînțelegerile, tristețea și dramele inutile. Acest legământ este suficient pentru a vă transforma radical viața și, într-adevăr, pentru că facem foarte multe presupuneri inutile în fiecare zi. Și al patrulea legământ: faceți întotdeauna tot ce vă stă în putere. Nu uitați însă că eficiența noastră maximă se schimbă de la o clipă la alta, la fel cum starea organismului diferă atunci când acesta este sănătos de momentul când este bolnav. Indiferent de circumstanțe, faceți tot ce vă stă în putere. Veți evita astfel autojudecata, criticile și regretele inutile. Vă recomand din suflet cartea asta. Al cincilea legământ este continuarea ei și o să vă las să-l descoperiți voi singuri citind cartea, dacă se pare interesant, bineînțeles, și dacă voi credeți că vă ajută. Și Arta de a iubi este o carte scrisă în același stil, după cum am spus, de același autor. E bine, am experiența cititului mai multor cărți ale acelui așa autor, cam pe aceleași teme. Sunt astea trei și din experiența asta pot să vă spun că întotdeauna o să vi se pară mai interesantă prima carte pe care o citiți, primul contact pe care îl aveți cu autorul respectiv. Fiind același autor și fiind cărți de aceeași natură, o să se repete niște lucruri și nu o să vi se mai pară la fel de interesant ca prima oară când ați dat de autorul respectiv. Așadar, cred că de aia Cele patru legăminte este cartea mea preferată a lui. Însă și celelalte mi-au plăcut foarte mult și chiar sunt cărți care vă pot schimba viziunea și vă ușurează viața în momentul în care sunteți deschiși să acceptați noi perspective și credeți-mă că este foarte ușor să fim fericiți și să trăim liniștiți și fără drame.